3, 2, 1, suntem live. Vă spunem bun venit la acest live, care este un live de promovare, de prezentare, de informare a conferinței pe care o avem la sfârșitul lui noiembrie, de pe data de 29 noiembrie, până în data de 2 decembrie, adică de joi seara până duminică. Am ales data asta pentru că se potrivește cu vreo două sărbători, oamenii au liber și am găsit că ar fi mai potrivit pentru ei ca să se poată deplasa, să poată sta, să poată lipsi din alte preocupări. Bun. Despre ce este conferința asta? Anul acesta va fi despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. În total vor fi 12 sesiuni prin care vom încerca să acoperim un subiect foarte, foarte vast, persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Ne vom uita la învățătura biblică despre persoana Duhului Sfânt, la istoria, să zicem, teologică și practică în istoria bisericii pe această temă, la diverse probleme controversate în zilele noastre și de fapt au fost problematice de-a lungul istoriei, cum ar fi botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi, prorocii, vise, subiecte care sunt de interes actual și pertinente pentru biserica locală și pentru oricare credincios. Deci va fi, credem noi, o conferință extrem de bogată ca și conținut. Anul acesta avem și vorbitori invitați care ne vor sluji. În afară de mine și fratele Andrei, va fi și fratele Ilie Bledea de la Arad și fratele Beni Costea, tot de la Arad, da. Și vor sluji și ei împreună cu noi și credem că va fi un timp binecuvântat. Da, bun. Al doilea lucru, cred și ăsta de interes, de ce organizăm asemenea conferință? Din multiple... Duhul Sfânt la lucru... Da, și este. De ce să... Da, primul lucru care trebuie spus este că mai important decât aspectele practice, care sunt importante, faptul că există tot felul de manifestări, tot felul de mișcări care se nasc în România, primul aspect, prima motivație este una teologică și anume vrem ca Biserica Domnului Iisus Hristos, începând cu biserica noastră locală și nu numai, să fie echipată, să fie călăuzită după cuvântul lui Dumnezeu. Deci vrem să știm ce spune Biblia despre persoana Duhului Sfânt, despre felul în care Duhul Sfânt lucrează în adunare. Asta e primul motiv. Al doilea motiv, care probabil că se poate intui, este că în cadrul în care noi ne aflăm, chiar și aici în Zalău și cred că în toată România la ora actuală, există foarte, foarte multă denaturare a învățăturii despre Duhul Sfânt. Sunt multe biserici, din păcate, în care ori în mod intenționat, ori neintenționat, se denaturează învățătura despre Duhul Sfânt. Inclusiv personalitatea Duhului Sfânt, inclusiv... Deci, dar cred că am putea spune chiar în multe locuri există o bajocorire a lucrării Duhului Sfânt. Adică e foarte interesant că cei care sunt suspicioși cu privire la anumite fenomene sunt cei care s-au acuzat că hulesc pe Duhul Sfânt, că sting Duhul Sfânt, că bajocoresc pe Duhul Sfânt. Și eu cred că o bajocorire mai directă este să identifici ca lucrarea Duhului Sfânt ceea ce este de fapt o lucrare omenească sau psihologică sau chiar satanică. Deci, într-un fel, ai putea spune chiar că se întâmplă ceea ce se întâmpla în vremea Domnului Iisus Hristos, dar invers. Atunci se spunea despre lucrarea autentică că este lucrarea diavolului, acum de multe ori, din păcate, se spune despre lucrări false, fenomene false, că sunt lucrarea Duhului Sfânt. Eu chiar mă gândeam în timp ce vorbeai, a încerca să explici, să aperi, să arăți, să exegetezi Biblia, să expui care este învățătura despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, este de fapt o încercare, cu ajutorul Duhului Sfânt reușită, de a apăra gloria lui Dumnezeu, da? Gloria Sfintei Treimi, gloria lui Dumnezeu, nu? Atunci când cauți să deconspiri falsitățile și să trasezi liniile clare, directoare care arată și în care se încadrează adevărata lucrarea Duhului Sfânt. Da, aș mai da un al treilea motiv, deci în primul rând ca să echipăm biserica cu o cunoaștere biblică, în al doilea rând ca să scoatem la iveală sau să atragem atenția asupra învățăturilor false și practicilor false și dăunătoare bisericii pentru a proteja biserica. Dar în al treilea rând, cred că având o conferință prin care în mod explicit se expune care este poziția noastră sau
care considerăm noi că este poziția biblică asupra acestei învățături, este un punct de pornire de dialog cu cei din care se află în alte poziții, unii dintre ei bine intenționați, unii dintre ei sunt poate greșiți, dar cu intenții bune, dar dialogul este de multe ori imposibil pentru că nu se trasează niște linii clare, nimeni nu explică, uite, noi asta credem punctual, nimeni nu susține punctul lor de vedere în mod explicit și atunci nu se poate avea un dialog. Cumva există o distanță prea mare, inclusiv de limbaj, de definiții, de argumente și noi credem că expunând 12 sesiuni despre lucrarea, despre persoana Duhului Sfânt, în care în mod explicit vom expune din punctul nostru de vedere ce credem că învață Biblia, va crea într-un fel posibilitatea de a dialoga pe aceste lucruri. Oricine poate, chiar dintr-o tabără opusă, să interacționeze cu aceste argumente, să interacționeze cu aceste sesiuni și să zică, da, aici sunt de acord, acolo nu sunt de acord, să explice de ce nu sunt de acord. Deci noi ne-am bucurat dacă un răspuns la această conferință ar fi o analiză a ei și o începere de un dialog dintre poziția noastră, cea cesaționistă, să zicem așa, și cei care au o poziție diferită. Credem că ăsta este un mod de a facilita acest dialog. Da, într-un fel ai răspuns și la a treia întrebare, nu dacă are rost ca cineva care nu e de acord cu conferința să participe la conferință, dacă nu poate participa, să participe online, să o vizioneze în întregime. Și după cum ai spus, da, eu m-am gândit la un lucru și spuneam într-o discuție recentă cu un grup de frați cu care nu eram de acord pe o anumită chestiune, că după discuția respectivă, chiar înainte de discuție, le-am spus, după discuția asta, toți vom fi câștigați. Dacă eu am argumente mai tari, voi veți fi câștigați pentru că veți vedea pozițiile slabe sau punctele slabe ale poziției voastre. Dacă eu vă convin că poziția voastră este în întregime greșită, toți veți fi câștigați pentru că veți ieși din zona aia greșită și veți adopta poziția corectă. Dacă eu am dreptate și totuși n-am argumentat bine pe parcursul discuției anumite puncte, îmi vom da seama că am niște slăbiciuni în argumentele mele și așa mai departe. Deci oricum am fi câștigat din dialog, pentru că fiecare dintre noi ne vedem punctele slabi, punctele slabe, punctele tari, dacă suntem poate în întregime greșiți, dacă suntem parțial greșiți și așa mai departe. Da? Altceva de da, legat e de lucrul ăsta? Foarte important, cred că în ziua de astăzi lipsește total o cultură a dialogului, o cultură a preciziei teologice și lipsește disponibilitatea din partea celor mai mulți ca să-și pună sub analiză propriile convingeri. Noi, ca și biserică, ca și predicatori, credem că este bine să fim analizați, credem că este bine ca tot ceea ce spunem să fie verificat cu Sfânta Scriptură și credem că orice credincios trebuie să aibă acea mentalitate a celor din Berea, care aveau o inimă aleasă și a lua absolut orice convingere, orice este vestit și analiza în lumina Scripturii. Și am vrea ca această conferință pe această temă extraordinar de importantă să fie poate o oportunitate să facă fiecare lucru acesta. Să zic ok, eu nu cred ce se prezintă la această conferință, dar nu asta contează. Contează dacă ceea ce cred eu se aliniază cu Sfânta Scriptură, dacă ceea ce cred eu se regăsește în Sfânta Scriptură. Și poate ca această conferință să fie un fel de hartă și să iei subiect cu subiect și să verifici crezul tău, convingerile tale cu Sfânta Scriptură. Deci nu cred că cineva poate să considere un asemenea exercițiu o pierdere de timp sau că nu are rost. De aceea da. Cred că din orice mediu te-ai afla, carismatic, penticostal, nici nu contează și avem deja oameni care s-au înscris de la penticostal, de la carismatic, creștin după Evanghelie și așa mai departe, ceea ce este super. Suntem foarte încântați ca să vedem că oameni creștini din diverse medii sunt interesați să participe la această conferință și am dorit ca să fie de folos tuturor creștinilor adevărați, indiferent în ce biserică se află și să fie un punct din care să pornim un dialog care să fie de folos pentru trupul lui Hristos. Da. Încheiem cu câteva detalii despre înscriere. Toate detaliile absolut despre înscriere aceasta se găsesc la sf3.ro
/bara.conf2018, da? Acolo se găsesc toate detaliile. Pe scurt, sunt deja persoane înscrise. Nu știm dacă mai putem oferi cazare. Mâncare putem oferi la toți participanții la conferință. Nu știm dacă mai putem oferi cazare. E posibil să putem oferi. Dacă ne contactați, dacă vă înscrieți, ne contactați. Acolo în formular aveți posibilitatea să notați dacă aveți nevoie de cazare. Iar noi vă vom suna personal și vă vom spune dacă vă putem oferi cazare sau nu. Noi vă încurajăm să vă înscrieți. Și cu cât vă înscrieți mai repede, cu cât șansele sunt mai mari, exact, ca să primiți cazare. În orice caz, vom contacta pe toți cei care se înscriu, vă spunem dacă mai este disponibilă cazare, loc la conferință și mâncare va fi disponibilă pentru toți participanții, dar cazarea este mai limitată, de aceea înscrieți-vă cât mai repede. Da, cam atât, nu? Cam atât, da. Da. Vă salutăm și vă așteptăm. La revedere!